Există anumite alimente care pot fi consumate chiar și după depășirea termenului de valabilitate, iar unul dintre ele nu expiră niciodată. Acest lucru este cu adevărat uimitor. Toată lumea are sau ar trebui să aibă o dietă cât mai sănătoasă. În vremuri agitate și stresante, hrana corespunzătoare devine mai importantă ca niciodată. Cu toate astea, există riscul ca uneori să fim prea riguroși și să aruncăm produse care ar putea fi consumate în continuare, chiar dacă a fost depășită data de pe etichetă. Haideți să vedem câteva exemple și apoi să ne lămurim care este alimentul care nu expiră niciodată. Pastele uscate cu sau fără ou sunt unul dintre cele mai rezistente alimente. Dacă se află încă în ambalajul original, nedesfăcut, pot fi păstrate până la 2 ani după data de expirare. Un alt exemplu ar fi făina și zahărul, care rezistă și ele un an după depășirea termenului de valabilitate, mai ales dacă sunt depozitate în recipiente închise ermetic. Totuși, trebuie precizat că unele din produse își pierd din calitate, așa cum se întâmplă de altfel și cu făina. Carnea crudă poate fi congelată și păstrată până la un an, iar iaurtul sigilat poate fi mâncat în siguranță până la 3 săptămâni după data de expirare. Iaurtul conține probiotice și bacterii lactice, care țin la distanță bacteriile rele, ce conduc la alterarea ingredientelor. Nu reprezintă nicio surpriză că sarea poate fi păstrată pe o perioadă nedeterminată, iar oțetul rezistă chiar și câțiva ani. Mierea este alimentul care nu are dată de expirare. Dacă este păstrată în condiții adecvate, poate să fie comestibilă chiar și după mulți ani. Mierea este în primul rând un zahăr, iar zaharurile sunt higroscopice. Asta înseamnă că ele conțin foarte multă apă în starea lor naturală, dar pot aspira ușor umezeală dacă sunt lăsate nesigilate. Mierea naturală are o umiditate foarte scăzută, astfel foarte puține bacterii sau microorganisme pot supraviețui într-un astfel de mediu. Relatează știri de cluj.ro